Doamne, binecuvintează! Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Risipitul sau oaselelor lângă iad,
Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjdit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-au pus mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de avărâmrajul lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul a strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care m-am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, în vis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de ceea ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă dreptii până ce îmi vei răspunde. Oh,
Lord, open our eyes.
tuturor. Și Duhului Tău. Înțelepciune să luăm aminte. Domnul a împărățit într-o podobă s-a îmbrăcat. Domnul a împărățit într-o podobă s-a îmbrăcat. Casei tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Domnul a împărățit într-o podobă s-a îmbrăcat. Înțelepciune. De la facere citire. Să luăm aminte. Iar Iacov, ieșind din Berșeva, s-a dus în Haram, ajungând însă la un loc, a rămas să doarmă acolo, căci a sfințise soarele. Și luând una din pietrele locului aceluia și punând-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Și a visat că era o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul. Iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării și i-a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeului Avraam, tatăl tău, și Dumnezeului Isaac, nu te teme. Pământul pe care dormi ți-l voi da ție și urmașilor tăi. Urmașii tăi vor fi mulți ca pulverea pământului și tu te vei întinde de la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi. Se vor binecuvânta întru tine și întru urmașii tăi toate neamurile pământului. Iată, eu sunt cu tine și te voi păzi în orice cale vei merge, te voi întoarce în pământul acesta și nu te voi lăsa până nu voi împlini toate câte ți-am pus. Iar când s-a deșteptat din somnul său, Iacov a zis: Domnul este cu adevărat în locul acesta și eu n-am știut. Spământându-se, Iacov a zis: Cât de fricoșător este locul acesta, aceasta nu este alta afară de numai casa lui Dumnezeu, aceasta este poarta cerului. Înțelepciune. Din prorocia lui Ezechiel citire. Să luăm aminte. Așa grăiește Domnul. 7 zile să facă ispășire pentru jertfernic, să-l curețe și să-l sfințească. Iar după sfârșitul acestor zile, în ziua 8-a și mai departe, preoții vor înălța pe jertfernic cadrele de tot ale voastre și jertfele de împăcare și eu mă voi milostivi spre voi. Apoi m-a dus bărbatul acela înapoi la poarta cea din afara templului spre răsărit. Și aceasta era închisă. Și mi-a zis Domnul: poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nici un om nu va intra pe ea, căci Domnul Dumnezeului Israel a intrat pe ea. De aceea va fi închisă. Cât privește pe rege, el se va așeza acolo ca să mănânce pâine înaintea Domnului. Pe calea porții va intra și pe aceeași cale va ieși. După aceea m-a dus pe calea porții de la miază noapte în fața templului și am privit și iată slava Domnului umplea templul Domnului și am căzut cu fața la pământ. Înțelepciune. De la pilde citire. Să luăm aminte. Înțelepciunea și-a zidit casă rezemată pe 7 stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăți, a pregătit vinul cu mirotenii și a întins masa sa. I-a trimis slujnicile sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății: Cine este înțelept să intre la mine? Și celor lipsiți de bună chipzuială le zice: Veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii. Cel ce ceartă pe batjocoritor
își atrage disprețul și cel ce dojenește pe cel fără de lege își atrage ocară. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept. Învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința celui sfânt, căci prin Domnul se va înmulți zilele tale și se vor adăuga ție ani de viață.